După cum știți, Consiliul Județean Dâmbovița, împreună cu primăriile din județ, inițiază cu sprijinul Comisiei Europene un program de ajutorare socială a cetățenilor. Practic, în fiecare an le oferă câte un sprijin de produse alimentare, 1 kg de zahăr, 14 kg de făină, 7 kg de mălai, 3,6 kg de paste făinoase, 1,3 kg de biscuiți, lapte praf, 1 kg de persoană. La peste 70.000 de locuitori, 70.790 de locuitori, aproape 13% din totalul populației județului Dâmbovița. Până la Crăciun finalizăm întreaga acțiune, astfel încât de sărbători, cei care nu au posibilități, pentru că aici beneficiarii programului sunt persoanele care nu au posibilități materiale să-și cumpere produsele alimentare. Spuneam că de Crăciun toți aceștia vor putea avea o masă cât de cât Sunt în Târgoviște 6.909 beneficiari, după aceea Băleni 2.316, Moren 2.909 și așa mai departe. Sunt cetățeni cu venituri modeste sau care nu au venituri deloc, șomeri, cei de la 416 și alții care beneficiază de astfel de ajutoare.